Bună dimineața, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, Zidane Oza, cum eu sunt la portița mea sfântă. Eu astăzi am un video să vă demonstrez foarte interesant, mai ales pentru cei care le plac tuile. Da? Noi știm că planta de tuie crește foarte mare, deci sunt diferite sorturi, sunt și mici pitici, dar sunt și poate să ajung și la 7-8 metri, da? Dar și totuși planta tuia sau copacul, arborul tuia, el se usucă foarte repede, dacă tu nu ai grijă de el. Eu azi vă spun câteva secrete și să faci tu ca întotdeauna, uitați-vă, cum este copacul meu verde, așa să fie tot anul, da? Deci eu sunt în grădinuța mea sfântă sau la portița mea sfântă și eu azi vă spun, dragii mei prieteni, în primul rând, ea are nevoie, deci, de grijă. Dacă noi ne uităm atent, da, deci ea înăuntru este goală, dar totuși ea are aceste, deci, uscățele, rămurele, frunzușoare, uscățele. Iar că acestea rămân, noi numai decât trebuie să le scoatem. În primul rând, sau cu mânuță sau cu un foarfice. Ne băgăm așa bine și le scuturăm pe toate, le strângem. Ia, vedeți, ea ca aici, ia, aici se vede foarte bine. Ea ca acestea nu au dreptul, deci, să, pur și simplu, o tragem și ea să... Sângurică să scutur, da? Numai decât, deși, fiindcă el încurc foarte mult, de a se dezvolta frunzele proaspete. Ia uitați-vă, eu aici am frunze proaspete, deja de anul ăsta și se vede mugurii, da? Că ea doar crește, urmă e frezăți, da? Dar, ea ca aici, e problema cei mai mari. Ea ca aici, ia. E ca așa apucați, deodată, fără ca să... Vă temeți că rupiți frunzele, nu vă temeți nimic. Foarte des, în tulpină aici, între larvi, fac cuib larvele dacă ele nu sunt, deci, uscate bine. Și larvele din cuibuisa, deci tulpină, mănâncă tulpină și de aia se usucă, deci, planta. Sau un alt variant, pur și simplu, încetșor, o scuturați ca să iasă toată frunza, ia, vedeți, da? Așa, puțin mai bine. Planta iubește apă, numai decât. Ia uitați-vă, aici la tulpină, ia vedeți, deci are un secret, o bucată de tub sau tub de plastic. Eu întotdeauna și fac ca să nu-i pun apă aici, da? Ca să putrezească, dar eu îi pun apă așa în tub. Ia uitați-vă, da? Ia ca așa în tub. Hai să dăm așa. Ia, vedeți, și este secret că el are întotdeauna apșoară la tulpină. Fiindcă când tu, deci, plantezi planta, tu deodată trebuie să pui așa o bucată de tub sau chiar o sticlă de plastic, să o tai ca să ducă apșoară aici. E foarte important, da? E foarte important ca să o uți, deci, de în capul în jos. În felul următor, e că eu am aici, să nu se numește bură, nu știu cum se numește la voi, da? Dar în felul următor, ia uitați-vă, dragi prieteni, ia vedeți, așa, e că așa o spălăm, ia vedeți, o spălăm în felul următor, numai de sub, ia, ia iubește, sau cu un furtun puteți o spălați. Mă întreabă câteodată persoanele, Zidana, și îngrășăminte noi putem să-i punem, ca să avem, eu am două acolo, ia, dacă ați vedeți, ia, eu mai am una acolo, da? Și ele sunt foarte, foarte verzi. Mai am tuie în ogradă, da? Dragii mei prieteni, și mi-i pun eu ca ea să aibă vitamine, calciu. Dar îți mai întreb și calciu. Asta sunt, deci, corși de ou. Când gospodinile coace un cozonac, o pâine sau fac o mâncărică, corșuri de ou puțin, le usuci, le fărâm și le pui sub tulpină. Asta este foarte bun, că e ca un îngrășament pentru dânsele. Din când în când, o dată pe lună, poți într-o căldare de apă să o amestici, deci, cu 250 grame de drojdie proaspăt, fiindcă plantele iubesc foarte mult drojdie proaspăt. La fel, 25 grame la 10 litri de apă, deci ștorm sub tulpină, alt îngrășăminte bun, bună, naturală. Desiori, deci, tu le dau păduchi, fiindcă le aduce muștele, da? Dar dacă tu o speli, o curiți, o ai grijă de dânsa, cu siguranță vei avea așa tui foarte mari tot anul și vieți. Mai este o îngrășăminte care eu foarte bine o folosesc, sunt corjile de usturoi, fiindcă ele au antibiotic natural.
La fel, când ți-ai curățat usturoi, ți-ai pus într-un pachet, deci le-ai strâns și le-ai pus acolo la tulpină, fiindcă le dau, deci antibiotic, îngrășăminte. Nu cumva să lăsați să nu udați planta, fiindcă dacă udați planta, ea se usuc, mai ales când voi o plantați. Când ea se plantează, primăvara de vreme sau toamna târziu, da? Numai decât trebuie să-i lăsați loc la tulpină ca să aibă apă, ca noi să-i dăm apă, ca ea să prindă cu rădășină. Deci tuile sunt foarte frumoase, dau și ele nevoie de îngrijirea deciilor, ca și orice plantă. Dar noi știm că tuile sunt plante scumpe, da, deci mai ales care au cumpărat foarte mult, știu, dar totuși când le cumpărăm noi nu iubim, deci ca să usuce, da? Deci uitați-vă că așa arată planta mea. Ia uitați-vă, cât ea este de frumoasă, cât ea este de vii. Ia uitați-vă, și întotdeauna am grijă de dânsele. Este mai mai întreb Zidana, dacă în caz că are păduchi și pune. Dacă în caz că are păduchi, eu îmi pun între 10 litri de apă, 20 de grame de săpon, format pe săpon de rufie, cum îi spunem noi vechi, și cu un purafizator, deci eu le stopesc, dacă în caz că are păduchi. Dacă nu are păduchi, deci știu, sau alte tipuri de larve sau păduchi, nervi sau sunt alte tipuri de păduchi maro sau cafenii, fix ca pe trandafir, da? Ia uitați-vă cât e de frumos, uitați-vă cum e drumul meu frumos, așa, grădinuța mea de la poartă frumoasă. Ia uitați-vă, dragii mei prieteni, ia. Eu am flori foarte frumoase și tuile mele minunate. Sunt foarte verzi, sunt foarte frumoase. Ia uitați-vă cât sunt de mășcate. Și hai să vă arăt mare, da? Hai să vă arăt alte flori care eu le am în drum. Fix așa au nevoie, dragii mei prieteni, de îngrășăminte. Ia uitați-vă, da? Ia uitați-vă și flori frumoase, verde, am și chiar și lăcrimioare și flori verde, deci am eu înflorit. Asta este o floare care noi o numim clopoțel de vară, dar să știți că niciodată nu îngheață, ea rămâne și iarna așa, deci e ca fix așa, ea încă mai crește și e foarte frumoasă, eu iubesc foarte mult, da? Asta la numai este o floare păsățel, tot foarte frumoasă, nu îngheață, să știți. Și asta este în drumul meu. Aici, voi știți, trandafirul ăsta crește foarte înalt, undeva ajunge la vreo 5 metri și înflorește până decembrie. Deci este un trandafir foarte frumos. Acesta este trandafir fără spini. Nu are spini, ia uitați-vă, da? Deci un trandafir galben, la fel foarte frumos. Asta este cală. La fel am grijă de ele și le ud foarte mult. Asta este șofran. Știți că eu am șofran parcă în an, deci v-am arătat. Ia uitați-vă, asta e verde, cât e de frumos, foarte frumos. Deci o curățenie la mine, ca de obicei. Este un trandafir cu mulți bulbi, dar deci este foarte frumos, e pitic. Deci este alt trandafir, la fel galben, deja de Paște voi avea flori de trandafir. Ia uitați-vă cât e de frumos la gard la mine. E că așa este în drum. La mine foarte multe flori, eu iubesc florile, voi deja, deci știți, dar ea că trebuie de avut grijă și de ele, fiindcă florile iubesc, deci ai grijă de ele. Foarte frumos. Nu mai vorbim de grădină, grădina are locul ei aparte. Cu mult drag, prietena voastră, Zidana Uzacu.